Lucrarea Duhului Sfânt, așa cum s-a vorbit în ultimele câteva săptămâni, este o lucrare foarte importantă, foarte sensibilă și imposibil de explicat și de înțeles în totalitate. Vă aduc aminte de ceea ce spunea Apostolul Ioan. Domnul a făcut multe lucruri. De s-ar fi spus toate, nu încăpeau în toate cărțile din lumea asta. Dar ceea ce a fost scris și lăsat pentru voi este ca voi să credeți. Nu se poate spune totul despre Dumnezeu și despre ceea ce face Dumnezeu. Nu se poate înțelege totul despre Dumnezeu și despre ceea ce face Dumnezeu. De la început trebuie să stabilim că în viața de credință și în relația noastră cu Domnul și în înțelegerea noastră cu privire la Scripturi, la planul Lui, la natura Lui, vom rămâne în viața aceasta cu o sumedenie de întrebări, pentru care nu vom primi răspuns decât în eternitate. Pentru ca să înțelegem totul despre Dumnezeu, ar trebui să fim ca El. Nu putem să fim El, dar Biblia ne promite că într-o zi vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Și atunci vom ști totul. Dar sunt lucruri pe care le știm. Și tot ceea ce putem să știm, trebuie să știm. Sunt unii care vor să știe tot și vor rămâne foarte dezamăgiți. Pe mine mă sperie oamenii care vor să le știe pe toate. Dar mai tare mă sperie oamenii care nu vor să știe nici cât pot să știe. Sunt lucruri despre lucrarea Duhului Sfânt, despre Dumnezeu, pe care le putem ști. Și lucrurile pe care le putem ști, trebuie să le știm. Toți suntem de acord că atunci când este vorba de botezul cu Duhul Sfânt și lucrarea Duhului Sfânt în viața credinciosului, marele măr de discordie este vorbirea în limbi. A fost un lucru ciudat și neînțeles în ziua cincizecimii și a rămas până în ziua de astăzi. Cea mai mare parte a creștinismului are o formă de exprimare cu privire la lucrarea Duhului Sfânt. Dar resping botezul cu Duhul Sfânt în forma pe care o citim în Cuvântul lui Dumnezeu despre cinzecime, despre Pentecost, cu marele măr de discordie, vorbirea în limbi. Și în această seară aș vrea să spun câteva lucruri despre experiența vorbirii în limbi. Am avut un studiu special despre experiența vorbirii în limbi, despre lucrarea și persoana Duhului Sfânt și atunci am prezentat aproximativ 18 lucruri cu privire la vorbirea în limbi, experiența vorbirii în limbi. În seara aceasta am să prezint doar câteva mai importante, pe care este foarte important să le înțelegem, să le cunoaștem, pentru că le putem cunoaște. Și majoritatea dintre noi le-am experimentat. Și toți le putem experimenta. Experiența
vorbirii în limbi este o experiență esențială pe care nu o putem separa de botezul cu Duhul Sfânt. Ați auzit de multe ori întrebarea, de ce atunci când suntem botezați cu Duhul Sfânt, și bineînțeles, este o formă de diversiune intelectuală, oameni care resping vorbirea în limbi spun, dar de ce tocmai vorbirea în limbi? Sunt 9 daruri ale Duhului Sfânt. Când ne botează Domnul cu Duhul Sfânt, de ce nu ne dă alt dar? Darul de înțelepciune, de cunoaștere. Vă garantez că toate bisericile unde nu se practică stăruința și nu se experimentează botezul cu Duhul Sfânt și vorbirea în limbi, toți ridică mâna în sus și spun că au darul cunoștinței. Ba, poate chiar darul deosebirii duhurilor. Dragii mei, răspunsul este biblic. Ce este botezul cu Duhul Sfânt? Botezul cu Duhul Sfânt este experiența instaurării Duhului Sfânt ca stăpân în viața credinciosului. Cuvântul Domnului spune în Roman, capitolul 8, versetul 1, despre cei care sunt ai lui Hristos și care umblă cârmuiți, conduși, stăpâniți de Duhul Sfânt și care umblă după lucrurile Duhului. Instaurarea Duhului Sfânt în trupul, în viața credinciosului, este pentru ca să-l conducă pe credincios, ca să-l stăpânească pe credincios. Ecuația biblică a stăpânirii are de face cu un mădular. Mădularul acesta este limba. Iacov spune foarte clar. Dacă un om este în stare să-și stăpânească limba, prin asta demonstrează că are capacitatea, puterea să-și stăpânească tot trupul. Corăbiile sunt mari, cârma este mică. Cârmaciul manevrează cârma, corabia se duce acolo unde îi spune cârma. Biblia spune că în limbă stă viață și moarte. Este un foc care poate aprinde o mare pădure. Roata vieții se învârte în ritmul în care rostește cuvinte limba noastră. Sunt oameni care și-au rostit sentința atunci când au vorbit. Iată de ce trebuie să avem foarte mare grijă să ne înfrânăm, să ne stăpânim limba. Dar asta este ecuația biblică a stăpânirii trupului. Stăpânești limba, stăpânești trupul. Și Duhul Sfânt, că doar Duhul Sfânt a scris Scriptura, nu? Respectă această ecuație. Și atunci când intră în viața credinciosului, ca să stăpânească din creștet până în tălpi trupul credinciosului care devine templu al lui Dumnezeu, templu al Duhului Sfânt, unde el stăpânește, rostește în mod inițial, proclamă această stăpânire luând sub control limba omului. Spune Biblia că mintea este fără rod. Cine controlează de obicei limba? Mintea. Când mintea este fără rod, limba, în cazul botezului cu Duhul Sfânt,
și al vorbirii în alte limbi intră sub controlul Duhului Sfânt și prin asta Duhul Sfânt mărturisește și declară și proclamă că este stăpân în viața acelui copil al lui Dumnezeu care și-a predat viața Domnului. Nu uitați ce spune Ioan în 1 Ioan. Sunt trei care mărturisesc în cer și trei care mărturisesc pe pământ. Și în cer și pe pământ, numitorul comun al mărturisirii este Duhul Sfânt. El e martor și în cer și pe pământ. Iată de ce apostolul Petru, la marea întâlnire, la marele consiliu al bisericii de la Ierusalim, din Fapte capitolul 15, spune: în casa lui Corneliu și de atunci încoace în dreptul neamurilor, pe care noi evreii nu i-am fi primit în trupul lui Hristos, membri în bisericile noastre, Dumnezeu a mărturisit despre ei ca și despre noi la început. Cum a mărturisit Domnul la început despre ei? Prin botezul cu Duhul Sfânt, cu semnul inițial al vorbirii în alte limbi. Aceasta a fost mărturisirea Duhului Sfânt că stăpânește, că e Domn, controlează, cârmuiește aceste vieți. Este o experiență esențială de identificare a copiilor lui Dumnezeu. S-a menționat dimineață textul din Romani, unde spune că Duhul nostru mărturisește împreună cu Duhul lui Dumnezeu că suntem copii lui Dumnezeu. Duhul Sfânt în viața credinciosului mărturisește lucrul acesta. Este o experiență esențială de care avem nevoie. În al doilea rând, este o experiență reală, palpabilă. Nu mă înțelegeți greșit. Sunt foarte multe experiențe reale, dar interioare, lăuntrice, în viața credinciosului. De exemplu, experiența nașterii din nou. Experiența nașterii din nou nu este o experiență audibilă și vizibilă. Vă aduc aminte atunci când stă de vorbă Domnul Iisus Hristos cu Nicodim. Și îi spune: dacă cineva nu se naște din nou, cu niciun chip nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Nicodim are probleme cu lucrul ăsta. Pentru că nașterea pentru el este un lucru vizibil, palpabil. El știe ce înseamnă să te naști. Și îi spune Domnului: eu sunt un om bătrân. O iau din nou pe drumul conceperii și apoi a nașterii? E posibil așa ceva? Și Domnul îi spune: nașterea din nou nu este o experiență ca nașterea normală, care se vede, care are parametri în realitatea simțurilor. Atenție! Realitatea spirituală nu e cu nimic mai prejos decât realitatea în material, în fizic. Dar nașterea din nou are niște efecte în lumea materială, în lumea vizibilă și audibilă, pentru că se schimbă stilul de viață al credinciosului. Dar momentul nașterii din nou nu poate fi identificat de cei din jur, să spună s-o fi născut sau nu s-o fi născut din nou. Și botezul nu este nașterea din nou, ci este o mărturie publică a celui care deja a fost curățit și deja a fost născut din nou. Botezul cu Duhul Sfânt însă este o realitate palpabilă, este un moment al botezului cu Duhul Sfânt, în audibil și vizibil. De aceea, în ziua cincizecimii, când le explică lucrurile acestea, Petru spune: Dumnezeu a turnat ce vedeți
și ce auziți. Pentru ca nașterea din nou să devină o realitate, trebuie observat comportamentul de după al omului. Domnul Iisus Hristos îi spunea lui Nicodim, asta este ca vântul. Nu-i observi mișcările de unde vine, încotro se duce, pentru că este invizibil. Îi vezi rezultatele. Îi simți rezultatele. Dar nimeni nu vede vântul. La fel este cu nașterea din nou. Însă botezul cu Duhul Sfânt este un moment de realitate în fizic, în dimensiunea materială, vizibilă și audibilă. De aceea este o experiență reală. Una din marile probleme doctrinare ale denominațiilor care nu recunosc botezul cu Duhul Sfânt și vorbirea în limbi, este că ei confundă botezul cu Duhul Sfânt cu nașterea din nou. Un lucru foarte problematic, pentru că vă aduc aminte când Apostolul Pavel a întrebat pe ucenicul lui Ioan, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Și spune, dar nici n-am auzit de așa ceva. Dragii mei, în ziua cincizecimii, toți care așteptau botezul cu Duhul Sfânt erau copiii lui Dumnezeu, erau mântuiți, erau născuți din nou. Botezul cu Duhul Sfânt este o lucrare independentă de nașterea din nou. Nu înseamnă că între ele trebuie neapărat să fie o distanță foarte mare. Știți că pe noi ne naște cuvântul și Duhul și în casa lui Corneliu, în timp ce se predica Evanghelia, s-a produs nașterea din nou în viața lui Corneliu și a celor prezenți. Și pentru că evreii n-ar fi acceptat declarația lor cu privire la nașterea din nou, a fost însoțită nașterea din nou de declarația Duhului Sfânt. Și declarația Duhului Sfânt a fost clară, vizibilă și audibilă, ca la început. Este o experiență esențială, este o experiență reală, în al treilea rând este o experiență instituțională. Dumnezeu a hotărât ca pe lângă moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, ziua cincizecimii și botezul cu Duhul Sfânt să stea la temelia ființei bisericii. Este una din pietrele de căpătâi ale existenței bisericii. Știți că Domnul le-a spus să nu vă depărtați de Ierusalim până veți primi o putere. Apoi îmi veți fi martor. Care este unul din scopurile bisericii? Să mărturisească moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Ăsta este mesajul bisericii. Dar Domnul le-a spus, nu puteți să transmiteți acest mesaj. Biserica nu-și poate îndeplini mandatul până nu are loc pecetluirea cu Duhul Sfânt. Experiența botezului cu Duhul Sfânt, însoțită de vorbirea în limbi ca semn inițial, este o experiență instituțională, fără de care biserica nu poate fi biserică și nu-și poate îndeplini mandatul de biserică. În al patrulea rând,
Experiența vorbirii în limbi este o experiență funcțională. Dumnezeu a trasat rânduieli clare pentru experiența și pentru manifestarea vorbirii în alte limbi. Pentru că vorbirea în alte limbi este și dar inițial, este apoi un dar al Duhului Sfânt pe care Dumnezeu îl împarte după buna lui plăcere. Și când cineva are darul vorbirii în limbi, lucrul acesta este un lucru foarte bun. Apostolul Pavel spunea, eu vorbesc în limbi mai mult ca voi toți. Dar acest dar trebuie încadrat în niște rânduieli. De ce? Pentru că în majoritatea cazurilor, vorbirea în limbi, ca dar, nu ca semn inițial al botezului cu Duhul Sfânt, ca dar, este o lucrare de edificare personală. Apostolul Pavel spunea în Corinteni, știți că în Corinteni avem capitolele 12, 13 și 14. Capitolul 12 vorbește despre darurile Duhului Sfânt, capitolul 13 vorbește despre roada Duhului Sfânt, dragostea, și capitolul 14 vorbește despre rânduiala Duhului Sfânt. Cum să fie reglementată lucrarea Duhului Sfânt și manifestarea ei în biserică. Pentru că Duhul este un Duh al orânduielii. Ce înseamnă rânduială sau orânduială? Înseamnă lucrurile făcute pe rând. Nu ca o amestecătură sau babilonie, ci pe rând. Unii au aplicat în mod greșit lucrul acesta la rugăciunea în comun. Și noi știm că există cazuri în Scriptură când toți și-au ridicat glasurile deodată și au strigat către Dumnezeu. E cu totul altceva. Însă, în dimensiunea funcțională a bisericii, darurile sunt supuse prorocilor și există o rânduială care încadrează funcțional manifestarea vorbiri în limbi, în cazul acesta. Iată de ce apostolul Pavel spunea, degeaba mă ridic la amvon și încep să vorbesc în alte limbi. Pentru că eu mă edific, dar eu nu m-am suit la amvon ca să mă edific pe mine, m-am suit la amvon ca să vă edific pe voi. Și decât să spun 1000 de cuvinte neînțelese, doar probabil pentru a demonstra un nivel oarecare de spiritualitate, prefer să vă spun câteva cuvinte înțelese. Ăsta e scopul pentru care m-am ridicat aici. Cum, dragii mei, și lucrurile astea se duc la extremă. Că dacă vine puterea Domnului peste cineva în timpul unei rugăciuni, sau poate timpul predicii și spune 2-3 vorbe în alte limbi, nu înseamnă că dintr-o dată ne-am aruncat toți sub scaune și a venit apocalipsa. Noi vorbim despre a transforma o predică în mai multe vorbe neînțelese decât înțelese sau în prea multe vorbe neînțelese, când scopul pe care îl avem când venim aici este să zidim și să hrănim și să edificăm biserica cu cuvinte înțelese de toți. Aici este această experiență funcțională a bisericii, atunci când este vorba de vorbirea în limbi. Tot ca să funcționeze, Biblia spune, dacă cineva nu are darul tălmăcirii limbilor, să tacă, să nu exprime vorbirea în limbi, în public, dacă nu există tălmăcire. Dacă nu are tălmăcire, să se roage ca Domnul să-i dea tălmăcire, pentru ca să poată fi de folos spiritual celor care aud, înțelegând mesajul transmis de Dumnezeu. Încă o dată, fără extreme și fără absoluturi. Tălmăcirea limbilor ridică vorbirea în alte limbi la nivelul prorociei, pentru că Biblia spune că prorocul sau cel ce prorocește
este mai mare decât cel care vorbește în limbi, afară de faptul că cel care vorbește în limbi are și darul tălmăcirii. Tălmăcirea ridică limbile la nivelul prorociei. Este o experiență funcțională. În al cincelea rând, este o experiență transcendentală, care depășește cadrul uman al limbilor. Și aici avem mari probleme. Există oameni care spun, în ziua cincizecimii, oamenii lui Dumnezeu au primit botezul cu Duhul Sfânt și au vorbit în limbi înțelese de cei care i-au ascultat. Și este adevărat, le vorbeau în limbile lor fără să le cunoască. Aici trebuie să fim extrem de atenți și am să dovedesc biblic că nu toate limbile în care vorbim sunt limbi înțelese. Dacă eu aș predica Evanghelia la 1000 de oameni care vin din 10 secțiuni etnice, unii vorbesc o limbă, alții alta, ar fi extraordinar de greu să mă fac înțeles dacă eu nu cunosc acele limbi, nu? Și atunci, Duhul Sfânt poate să controleze limba mea și să mă facă să vorbesc în limba chineză, măcar că nu știu să spun în chinezește nici hai, nici bai. E posibil. S-a întâmplat în ziua cincizecimii. Aceiași oameni care predică cesaționismul, adică s-a terminat cu darurile Duhului Sfânt, ele nu mai sunt în funcțiune, pentru că avem canonul. Darurile astea ale Duhului Sfânt au fost în perioada în care nu aveam scripturi. Când au apărut scripturile, nu mai e nevoie de darurile spirituale. Aceiași oameni uită că în zilele noastre avem oameni care știu și vorbesc aproape în toate limbile pământului și trimitem misionari în toată lumea care știu limbile oamenilor cărora li se adresează. Sau, în cel mai rău caz, avem interpreți care cunosc limbile respective. De exemplu, eu nu știu spaniola. Dacă mă duc undeva în America de Sud, într-o biserică spaniolă, îmi iau un interpret, unul care vorbește limba spaniolă, eu predic în ce știu și el traduce ce trebuie. Oamenii ăștia spun că darurile spirituale, inclusiv vorbirea în limbi, nu mai sunt necesare pentru că avem scripturile. Vreau să vă atrag atenția asupra ceea ce spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 13. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și sau îngerești. Există nu numai limbi omenești, există și limbi îngerești. Există nu numai o dimensiune a inteligibilului în vorbirea în alte limbi, unde tu vorbești și oamenii te înțeleg, că de-aia a reglementat Apostolul Pavel vorbirea în limbi, pentru că e posibil să vorbești prin Duhul Sfânt în limbi pe care nu le înțelege nimeni dintre cei care sunt prezenți. Dacă Dumnezeu vrea să vorbești în franceză sau în chineză, ai treaba lui, dar experiența botezului cu Duhul Sfânt și darul vorbirii în limbi este transcendental, depășește limitele lingvistice de ordin uman și pătrunde în lumea lui Dumnezeu, unde și îngerii au limbile lor, limbi îngerești. Există un întreg univers lingvistic în lumea lui Dumnezeu. Iată de ce vorbirea în limbi nu poate fi cuantificată în termen uman. Vedeți, un alt lucru pe care l-am auzit de multe ori este, da, sunt oameni care repetă prea mult anumite silabe. O
într-o limbă, cuvântul apă e apă, cuvântul aer e aer, avem zeci de mii de cuvinte într-o limbă. Și aici oamenii se potignesc, se împiedică. Pentru că atunci când vorbim de dimensiunea lui Dumnezeu, fac o analogie. Când aveți un copil mic, care e foarte limitat, vorbirea lui e foarte limitată, el te aude pe tine vorbind și încearcă să vorbească și el, că de-aia gângurește și spune câte o silabă ori două pe aici pe acolo. În majoritatea cazurilor, mama îl înțelege. Poate să zică aceeași silabă de 10 ori într-o zi. Știe că acum îi trebuie să fie schimbat, știe că acum îi trebuie să fie hrănit, știe că acum are nevoie de apă, știe că acum are nevoie de luat în brațe. Știți că Duhul Sfânt mijlocește după voia lui Dumnezeu pentru sfinți, de multe ori cu suspine negrăite. Limbajul Duhului Sfânt poate să fie doar un geamăt sau un suspin sau un oftat. Și în oftatul acela, el când ajunge înaintea lui Dumnezeu, e o întreagă istorie. Tu n-ai spus decât of. Și înaintea lui Dumnezeu ajunge o compunere întreagă. Pentru că acel of, suspinul acela, pe care l-ai rostit împreună cu Duhul Sfânt, vorbirea aceea în limbi, pe care mulți o ia și o rup în zece ca să o înțeleagă. Și ce-ar vrea ăștia? Ăștia ar vrea să vorbim în limbi îngerești cum vorbim în limbi pământești, să fure limbile îngerilor, să știți cum au făcut cu hieroglifele, s-au uitat și au muncit ani de zile până le-au descifrat, să le descifreze. Măi, oameni buni, nu vă băgați în vocabularul lui Dumnezeu, nu vă băgați în limbile cerului. Nu încercați să explicați silabele limbilor cerești. Pentru că o să vă prindeți urechile. Și s-ar putea să ajungeți la batjocuri împotriva Duhului Sfânt. Fratele păstor Adi vorbea mai devreme despre hulă și batjocură împotriva Duhului Sfânt. Vreau să am un cuvânt pentru toți păstorii, penticostal sau de orice altă denominație. Atunci când criticați anumite abuzuri cu privire la lucrarea Duhului Sfânt, știu că sunt unii care, ziceți voi, vorbesc în limbi și pe urmă fac niște lucruri care nu sunt potrivite și nu sunt frumoase. Lucrurile de valoare sunt falsificate. Este norma în toată lumea. Dacă nu e ceva de valoare, nimeni nu are niciun interes pentru lucrul respectiv. Dar și dacă criticați, spuneți, dom'le, dacă zici că vorbești în limbi și dacă zici că ești penticostal și dacă zici că ești pocăit și dacă zici că ești născut din nou și dacă zici că ești umplut și botezat cu Duhul Sfânt, trăiește, Domnule, o viață frumoasă. Eu n-am nimic împotriva la așa ceva. Noi predicăm în fiecare duminică lucrurile astea aici. Dar ca să te apuci și să batjocorești vorbirea în limbi și să spui în mod sarcastic și batjocoritor silabe, imitând vorbiri în limbi, ca pe Maidan, unor asemenea pastori, predicatori, ce-or fi, mi-e frică pentru voi. Vouă vă spun, fratele Adez, că nu vă zice șarap, eu vă spun șarap! Tăceți! Pentru că vă încadrează apostolul Pavel la oameni care vorbesc despre lucruri pe care nu le cunosc și nu le înțeleg. Și vă faceți experți într-o lucrare pe care din start o respingeți și nu acceptați.
Mi s-au adresat de-a lungul anilor multe epitete. Că suntem deplasați mental. Că suntem păgâni care încântăm. Că suntem mincinoși patologici. Huliți-ne pe noi. Dar încetați să imitați în mod batjocoritor vorbirea în limbi, pentru că ăsta este un lucru extrem de periculos. Vă faceți de lucru cu cineva pe care nu-l cunoașteți. În al șaselea rând, vorbirea în limbi este o experiență condițională. Deși Dumnezeu vrea să fie universală, zice, toți s-au umplut cu Duhul Sfânt. Și apoi spune, căci, aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri, pentru copiii copiilor voștri, pentru cei ce sunt departe, acum în oricât de mare număr, îi va chema Dumnezeu. Experiența aceasta, a botezului cu Duhul Sfânt, cu semnul inițial al vorbirii în alte limbi. Dar este o experiență condițională. Domnul va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Trebuie să-l ceri. Trebuie să cunoști și trebuie să ceri. Motivul pentru care ne întâlnim săptămâna viitoare este ca să cerem. În Biserica Elim, de-a lungul anilor, sute de frați, surori, tineri au fost botezați de Domnul cu Duhul Sfânt, umpluți cu puterea Duhului Sfânt și au vorbit în alte limbi. Lăudați să fie numele Domnului. Unele experiențe ne aduc și astăzi lacrimi în ochi, atunci când ne aducem aminte de marea putere a lui Dumnezeu și de modul frumos în care lucrează în mijlocul unui popor care își deschide inima și viața către Dumnezeu. Dar trebuie să cerem și trebuie să stăruim. Și în fine, un al șaptelea lucru pe care vreau să-l spun despre experiența vorbirii în limbi este o experiență dispensațională. Este o lucrare care stă cu noi doar atâta vreme cât biserica este pe pământ. În 1 Corinteni, capitolul 13, spune că limbile vor înceta. Va veni o vreme când nu mai e nevoie de credință, când nu mai e nevoie de nădejde, pentru că îl vom vedea pe Domnul. E împlinită credința noastră. Am dus-o până la capăt. Este împlinită nădejdea noastră. Ne-am văzut visul cu ochii. Și parte din lucrarea mântuitoare a lui Dumnezeu, inclusiv prin Duhul Sfânt în viețile noastre, va fi fost dusă la îndeplinire. Și atunci limbile vor înceta. Va rămâne numai dragostea. Când? Când va veni ce este desăvârșit. Știți când va veni ce este desăvârșit? Atunci când biserica va fi luată în slavă, în prezența pentru totdeauna a Domnului, atunci vine ce este desăvârșit. Iată de ce astăzi lucrarea Duhului Sfânt este pentru tine. Botezul Duhului Sfânt este pentru tine. Umplerea cu Duhul Sfânt este pentru tine. Vorbirea în alte limbi este pentru tine. Am încercat să analizez puțin mai multe prezentări ale unor oameni care vorbesc împotriva botezului cu Duhul Sfânt și împotriva neapărat a botezului cu Duhul Sfânt, cât a experienței vorbirii în limbi. Și am observat că într-un mod mai vădit, mai pe față sau mai camuflat, toți alunecă în ironie
și în bat jocuri. Ironia și batjocura, atunci când vorbim despre lucrurile sfinte, când vorbim despre Dumnezeu, când vorbim despre lucrarea Duhului Sfânt, înseamnă o lipsă de acoperire în logică a ceea ce spun. Pentru că cine îl poate cuprinde pe Dumnezeu și lucrările lui nepătrunse în logica umană? Dar tot ceea ce avem documentat prin Scripturi și prin învățătura Domnului Iisus Hristos și învățătura apostolică este suficient ca tu să crezi și ca tu să ceri. Haideți să ne ridicăm în picioare. La încheierea acestei serii, eu vreau să spun că nici măcar nu trebuie să aștepți până mâine să ceri puterea Duhului Sfânt. Nici măcar nu trebuia să aștepți anul 2023. Nici măcar nu trebuie să aștepți o altă săptămână de stăruință. Eu mă rog din toată inima în seara aceasta să ne umple Domnul cu Duhul Sfânt pe toți. Ce trebuie să facem? Să credem și să cerem. Haideți să credem. Haideți să cerem, ne rugăm cu toată biserica.